Este un privilegiu, este o onoare deosebită să fiu prezent la acest eveniment și să văd gazdele și oaspeții deosebiți de aici. Domnul să vă binecuvânteze. Vă felicit pentru evenimentul de astăzi. În urmă cu 2 ani, mai bine de 2 ani, am participat la deschiderea Muzeului Biblic de Biblie din Washington DC, care se întinde pe aproape 4 hectare și este așezat strategic nu departe de Casa Albă, nu departe de Curtea Supremă și nu departe de Congresul Statelor Unite de Capitoliu. Între ele există o legătură istorică foarte puternică. America avem părinții spirituali ai Americii și părinții fondatori ai Americii. Părinții spirituali au plecat de aici, din Europa, de mijlocul nostru și au luat cu ei o Biblie. Au luat cu ei Sfânta Scriptură, au adus-o dincolo de ocean și după ce mai bine de jumătate din ei au pierit din cauza bolilor și foametei și condițiilor grele, au ales o zi în care au venit în fața lui Dumnezeu împreună cu indienii și au avut o zi a recunoștinței, Thanksgiving Day în America. De atunci sărbătorim acea zi și au venit părinții fondatori. Primul președinte al Americii, după cum știți, a fost președintele Washington, care atunci când a depus jurământul a cerut o Biblie. De atunci și până astăzi, președinții americani, când depun jurământul, au în fața lor o Biblie, Sfânta Scriptură. Mă bucur foarte mult, aș vrea să fie orașe înfrățite, Timișoara și Washington, și dacă aici ați făcut acest pas, Muzeul Bibliei, să fie o înfrățire și cu Muzeul Bibliei din Statele Unite. În vremuri extrem de grele în America, în timpul războiului civil, în timpul acela greu de tot pentru americani și președintele Americii, președintele Lincoln, care a depus de asemenea jurământul și a cerut o Biblie, care și astăzi o avem în Statele Unite. Și este impresionant cum în Statele Unite Biblia, Muzeul Bibliei încearcă să arate impactul care l-a avut Sfânta Scriptură asupra poporului american, asupra istoriei Americii și cât de mult au influențat viața de toate zilele. Aș vrea ca și aici impactul acesta să fie deosebit pentru țara întreagă, pentru Europa, și aș vrea ca Dumnezeu să binecuvânteze evenimentul acesta. Încă o dată vreau să vă felicit pentru pasul acesta deosebit. Domnul să vă binecuvânteze. Amin.